Specialiștii din primăria Suceava au sarcina să se ocupe cu celeritate de dosarul de achiziție a serviciului de salubritate menajeră, dar cu respectarea termenelor prevăzute de legislație. Până la jumătatea lunii martie, aceștia au sarcina să anunțe câștigătorul licitației, care a avut loc în 31 ianuarie, pentru atribuirea serviciului public menționat. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a precizat că au participat 4 ofertanți, firme individuale sau asocieri de societăți comerciale. Vă readuc aminte aici că vorbim de un sistem nou, modern, de colectare a deșeurilor cu puncte de încărcare, de colectare îngropate, 200 de toate. Bineînțeles, vorbim despre o solicitare a noastră ca toate casele din municipiul Suceava să primească câte 2 pubele, să se facă câte 2 locuri de joacă de materiale ecologice anual, 1000 de coșuri stradale și, bineînțeles, alte cerințe, spun eu, necesare ale municipalității privind colectarea selectivă. Știți și dumneavoastră, dar vă pot spune din nou că la această licitație participă 4 societăți sau asocieri. Vorbim de Red Sud de la Buzău, asocierea între Diasil și Ritmicom, Rosal București, respectiv SC Free Technic în asociere cu Flor Construct SRL. Vă pot spune că am rugat colegii să se ocupe cu celeritate de această licitație, cei de la achiziții publice, cu celeritate, dar totodată respectând termenele și având foarte mare atenție, pentru că, repet, este o licitație pe 12 ani, o licitație importantă și ei răspunde ceea ce fac. Pe de altă parte, viceprimarul Harșovski a subliniat că fiecare ofertant în parte a fost obligat de Comisia de Evaluare să aducă documente pentru a clarifica unele aspecte în spiritul solicitărilor din caietul de sarcini. Nu a scăpat nici o firmă sau o asociere fără clarificări, deci ca să vedeți cât de când ne pregătim noi de aceste licitații și tot cei din comisie au fost necesar, le-a fost necesar solicitarea de clarificări pentru a înțelege și ei ce au vrut să scrie în acele acte. Vă pot spune că în momentul de față se lucrează la această licitație, undeva la jumătatea lunii martie sperăm noi să o avem finalizată. Totodată vă pot spune din nou că deja au apărut contestații între ei, ni s-au făcut adrese să descalificăm pe unii sau pe alții, dar atributul acesta este doar al Comisiei de Licitație și ei vor lua decizia în baza reglementărilor în vigoare. Chiar dacă ne așteptăm la contestații, pentru că așa este legislația din punctul de vedere, pot să-i asigur pe suceveni că suntem tot mai aproape de un sistem nou, modern de colectare a deșeurilor, pentru că odată cu trecerea timpului vom avea răspunsurile și dacă vor fi contestații fie la CNSC, fie pe la judecătorii sau curtea de apel și odată ce vom avea acele răspunsuri vom avea și noi un sistem modern de colectare a deșeurilor, un sistem în care mergem foarte mult pe colectarea selectivă.